Marco Ionuț Antonio, de la școala Spectru Ploiești și anul acesta voi participa la First Step cu aplicația numită Teacher Spy. Aplicația creată de mine permite control la distanță a altui computer. Vom porni aplicația. Am creat o interfață prietenoasă, așa încât pornirea se va face logându-se cu un cont și o parolă. Am făcut deja un cont, așa că mă voi loga. Pentru înregistrare este necesară o adresă de mail și userul va primi un cod de verificare pe acel mail pentru a crea cont. Deci am făcut contul numit test reg 2 și parola este 123123123. Ne rugăm. Pentru a vedea efectele aplicației, voi porni Remote Desktop Connection de pe alt calculator. Și aici este desktopul altui calculator din rețea. Și voi începe să vă prezint. Avem prima secțiune este despre sistem și aici avem Command Prompt, unde putem da comenzi și primim output. De exemplu, voi da IP config pentru a vedea IP-ul celui la calculator. Aici avem IP exact cum dăm și noi la calculatorul nostru, IP config. Și exact la fel. Pentru aceasta cu CMD există și o secțiune în care se execută scripturi. Am pregătit aici câteva scripturi de executat. De exemplu, putem da un mesaj. Aici punem asta. Aici voi zice salut, de exemplu. Și va primi aici salut. Să dau mai mare. Așa. Mai sunt scripturi VBS se numesc. Putem face alte lucruri interesante, cum ar fi de exemplu să-i trimitem alt mesaj sau alte chestii mult mai complicate. Mai avem Task Manager, în care putem să închidem aplicații. Acum se încarcă. Îi voi porni Google Chrome ca să-i închid. Deci Start Chrome în Excel. I-a pornit, doar că dura puțin. Îl găsim pe aici Chrome și îl putem închide. L-am închis. Mai avem o secțiune foarte importantă. Este aceea că creăm installerul pe care trebuie să îl dăm celul la calculator pentru a se instala acest program. Se instalează automat. Aici avem o secțiune în care facem aplicația ca atunci când se închidă să repornească automat. Aici avem vizualiza desktop-ul. Și aici avem keylogger, putem să-i luăm tot ce apasă. Voi apăsa să primesc tot ce a apăsat. Și voi primi pe mail. Am făcut și pe mail-ul care ne-am înregistrat. Vedeți că am primit și este ce a apăsat. Se vede exact și caractere speciale, cum ar fi Space, Center, T. Iar aici am făcut o chestie pentru atenționare, de exemplu. Îl apăsăm și va apărea pe ecran ceva, o consolă cu foarte multe culori. Aici se vede cu lag, așa, pentru că conexiunea între desktop-uri este mai lentă decât desktop-ul lui. Și de asemenea pot să închid calculatorul. Și îl voi închide din Command Prompt sau din script. Cu Command, pentru a găsi comenzi de CMD, puteți pur și simplu să apăsați pe CMD-ul vostru și
aici, de exemplu, help și foarte multe comenzi pentru a găsi. De exemplu, o să folosesc această comandă shutdown, shutdown, F. Și va trimite să închidă calculatorul. Vedeți, Windows-ul e shutdown less than a minute. Și se va închide calculatorul. Așa că o să se blocheze și desktop-ul, vedeți că nu mai e nimic.